Consiliul Județean Suceava urmează să aprobe în ședința ordinară repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA, a celor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, cât și a cotei de 6% din impozitul pe venit pe anul 2023. Sumele pentru echilibrarea bugetelor locale sunt orientate spre achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și sau de capital, precum și susținerii programelor de dezvoltare locală și proiecte proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. Conform proiectului de hotărâre supus dezbatere plenului deliberativului în anul 2023, Consiliul Județean trebuie să repartizeze 129 de milioane lei, din care 74,28 milioane lei reprezintă sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, în timp ce 21,22 milioane lei înseamnă cote defalcate din impozitul pe venit, ambele cu destinația echilibrării bugetelor locale. De asemenea, încă 33,54 milioane lei reprezintă cota de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2023. Potrivit raportului serviciului buget, suma pe care Consiliul Județean Suceava trebuie să o repartizeze în anul 2023 este de aproape 8 ori mai mică față de necesarul de 1010 milioane lei rezultat din însumarea solicitărilor Consiliilor Locale și a arieratelor înregistrate la 30 septembrie de toate unitățile administrativ teritoriale din județ, conform referatului de aprobare semnat de Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean, propunerea de repartizare a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale este urmare a centralizării și analizei răspunsurilor primite de la Consiliile Locale ținând cont și de situația arieratelor la data de 30 septembrie 2022. Sumele pentru echilibrarea bugetelor locale sunt orientate spre achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și sau de capital precum și susținerii programelor de dezvoltare locală și proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. Arieratele sunt obligațiile financiare ajunse la scadență și neachitate, respectiv datoriile a căror dată scadentă a fost depășită cu mai mult de 90 de zile. Astfel, cele 5 municipii urmează a primi un total de 26,29 milioane lei, celor 11 orașe fiindu-le împărțită suma de 30,25 milioane lei. Spre cele 98 de comune vor fi orientate 72,52 milioane lei.